spiritual, pur și simplu recunoaște lumina sau lumina îi se revelează când se așteaptă cel mai puțin. Ce semnifică în acest sens această așteptare? Este o așteptare implicată, despre care vorbeam la primul curs. Este acea atitudine în care noi trebuie să facem ceva, să apucăm lumina, să apucăm, dacă am putea, ne urcăm așa undeva și îl deschidem cu forța aici pe ajna chakra, ca el deodată să devină capabil să integreze realitatea într-o oarecare, să zicem, aspectare unitară. În sfârșit, am vrea să-l facem să cuprind. Dacă ne-ar fi cu putință, am merge cu mâinile, am face tot ce am putea cu corpul nostru. Dar nu este așa. Este exact pe tot. Nu putem acționa decât în dimensiunea specifică. Ori, dacă în corpul fizic am putea spune, mă doare piciorul și vin, mângâi, pansez, alin cumva, și aceasta trebuie să ținem cont că este susținută de, efectiv, de energia, de atitudinea cu care noi ne mângâiem acolo, da? Aș vrea să înțelegeți că numai cu o atitudine de tip mental, da? Cu o anumită orientare specifică a minții, cu o focalizare specifică a ființei noastre interioare, se poate produce o orientare conștientă în această dimensiune, care nu are de-a face cu corporalitatea. Mulți oameni extind mecanismul sau atitudinea din planul fizic și le extrapolează în dimensiunea subtilă, în dimensiunea astrală sau mentală. Este complet greșit. Este ca și cum ai folosi, nu știu, mâna ca să fierbi un ou și ai pune mâna pe foc. Și ai zice, păi să-l prăjesc și eu. La urma urmei, eu cu mâna mea, deci aș putea să țin ou, ca să se prăjească acolo. Nicio problemă. Se va prăji sau se va fierbe. În realitate, mâna chiar nu are constituența specifică ca să permită până la capăt fierberea oului. Deci nu se poate. Mâna nu este de utilitate acolo. Ba mai mult, noi ne putem prăji acolo. Deci trebuie să acționăm prin dimensiunea specifică. Ori exact această explorare, această deschidere generează, practic, iluminarea dinăuntru acest spațiu al conștiinței în care începem să ne reorientăm nu cu simțurile fizice, ci cu acest organ perceptiv subtil care este ajna chakra și care permite orientarea noastră în această dimensiune subtilă și pe măsură ce noi explorăm în spațiul conștiinței noastre, recurgând la meditații, la stări de concentrare, ați văzut toate acele tehnici pe care vi le-am descris, vi le-am sugerat ca direcții. Sigur că începem să avem dexteritatea de a opera oarecum și subtil, de a vedea background-ul, deci aspectul de fundal, care de fapt permite manifestarea concretă în dimensiunea energetică sau fizică. Este ca și cum conștiința noastră se relochează într-o altă dimensiune, începe să acționeze cauzal în acea dimensiune și apoi ce se poate face? Persistarea în conștiința martor pentru a sesiza efectele. Da, acolo este o senzație de foame. Nu mă identific cu acea senzație. Da. Stomacul meu, așa cum v-am spus, i s-a făcut foame. Nici măcar atât nu pot să spun. Există o reactivitate chimică acolo care face ca, poate la ora prânzului, datorită stimulării sucurilor gastrice, apar aceste senzații și ne chiore mațele, simțim nevoia de a mânca. Dar noi spunem, mi-este foame și acționăm reactiv și ne orientăm către într-acolo, dăm buzna în frigider, în cămară. Deci, dacă am păstra această stare, am remarcat că viața nu ar fi atât de dramatică, am mai rupe cu tendințele noastre reactive care ne ține mereu în identitatea cu corpul, cu energiile și am devenit mai subtil, pentru că în ultimă instanță aceasta este ideea. Cum putem să ajungem să explorăm dimensiunea cauzală, care face cu putință înțelegerea și manifestarea fenomenelor aflate sub, decât numai cu instrumentele specifice cu care noi am fost înzestrați. Deci nu putem da buzna cu tăvălugul, între ghilimele, cu corpul nostru fizic și să avem pretenția să înțelegem ceva care transcende dimensiunea fizică.
Ori aceasta este, aș putea spune, o frecventă eroare născută mai ales din imaginație a celor care consideră că practic în cumva cam cum e pe aici, sigur este și pe acolo, dar nu înțeleg semnificația de calitate care este complet modificată. Nu se înțelege semnificația a ceea ce trebuie transformat în ființa noastră pentru a înțelege corect realitatea, pentru a înțelege realitatea. Nu ceea ce s-ar putea crede despre ea care fi. Deci, este evident că nu vom urmări să ne încordăm, să ne implicăm în aceste modalități, ci vom urmări ca, realizând condițiile respective, realizând acele tehnici, totuși să păstrăm permanent o stare de luciditate, de conștiință, de cuprindere a întregului ființei noastre, pentru a sesiza în mod detașat ceea ce se produce acolo și pentru a avea, sigur, atitudini de perspectivă, accentul în toate aceste conjuncturi sau manifestări în dimensiunile specifice atunci când explorăm spațiul conștiinței noastre, fiind acela care ne îngăduie o libertate de a fi, o stare de a fi. Accentul trebuie să cadă pe ceea ce se produce și se reflectă în ființă. Deci trecem de la atitudinea specifică dimensiunii fizice, obiectul, deci cunoașterea mea este orientată către obiect și ajung de fapt să sesizez subiectul, să percep subiectul în raport cu ceea ce este acolo. Da. Deci accentul în acest proces de cunoaștere, de revelare de sine, nu are cum să fie pus pe ceva care este în exterior. Deci nu vă imaginați să credeți că sondând la nesfârșit realitatea fizică vom ajunge să pătrundem esența ei subtilă, cauzală, ultimă. Nu. În schimb, pe măsură ce noi ne relocăm, ajungem în dimensiunea subtilă a conștiinței noastre, începem să recunoaștem o stare, starea naturală de a fi, pe fondul căreia, sigur, lăsăm libere și degajate în existența lor întregul spectral al manifestării fizice, astrale, subtile, da? Și accentul cade pe văzător, pe subiect, nu pe obiect. Aceasta, de fapt, principala mutație care are loc în procesul transformării spirituale. Și atunci, asigur că, pe măsură ce mai multă lumină ajungem să recunoaștem în ființa noastră, în mod spontan, se produce recunoașterea luminii subtile, divine, esențiale a lui Dumnezeu în întregul univers. Acesta este procesul.